Spre deosebire de buruieni, pe mine au trebuit să mă replanteze, înțelegi? Din cauza ta. Asta a fost înțelegerea pe care a făcut-o Jalil cu ai lui. Și ascultă la mine. Taică tu a răsuflat ușurat când a scăpat de mine. M-a dat afară în șuturi și uite unde suntem acum. Până la o lună nici măcar nu te-a luat în brațe și atunci doar a zis că ai fața lunguiață. Câteodată mă întreb cum ar fi fost viața mea dacă nu mă certam cu mama în acea zi. Dacă nu mă mutam la papa... Miriam, poți locui cu mine dacă vrei. Îți vei pregăti o cameră. Miriam, eu! Trebuie să te măriți! Rashid are o casă, o slujbă stabilă! Papa! 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 Spune-le, papa! Spune-le! Spune-le că nu m-am măritat! Sau dacă nu o întâlneam pe Laila. Laila, știi că am un dor pentru tine. Auzi, trebuie să-ți zic ceva. Te rog, hai cu mine în Pakistan, nu mai putem să rămânem aici. Știi doar că nu pot să-mi părăsesc familia. Pleacă, pleacă, nu vreau să te mai văd! Laila? Nu mai avem ce face, doar pe Laila mai avem. Îți promit că după ce se va termina războiul, ne vom întoarce în Afganistan. Hai să. Păi, nu eu m-am mutat.